Drama de la Institutul pentru Translat al Traducătorii Universității din Viena, președintele Asociației Joabilor Vânățeni din Austria, comunicarea Rebelul din Zebran, Adam Müller-Guttenbrunn și Identitatea Națională a Joabilor Vânățeni. Poftiți, domnule profesor! Da. Rămâne aici? Nu, veniți aici, că nu de acolo țăt. Eu sunt genunchiul afectat. A, păi, cum credeți? Cum vorbesc tare. Da, cum vă e mai bine. Da. Da. O completare Institutul de Romanistică de la Universitatea din Viena. Ia, dar aici mă căscuie de translat. Deci, vorbesc despre Adam Müller-Guttenbrunn, care s-a născut în 1852 la Zebran, la est de Arad. A fost copil nelegitim și a făcut studiile la Timișoara, la Piariști, după aceea la Sibiu, ajungând în cele din urmă la Viena, în anul 70. Eminescu e deja acolo, Slavici la fel, da. Și scrie versuri și piese de teatru, are succese cu aceste piese de teatru, dar este angajat la Linz și se mută după aceea la invitația directorului Buch Theaterului Heinrich Laube la Viena, ca să îi se monteze în scenă acolo niște piese. De exemplu, Sfârșitul casei Fourchambault și altele. Însă directorul Laube este destructuri din funcție, așa că Guttenbrunn rămâne fără activitate și se ocupă de ziaristică, și anume scrie cronici de teatru și devine, în fine, director la Teatrul Raimund, care e numit după poetul Ferdinand Raimund din Viena. Și o angajează pe Agata Bârsescu acolo, care în urma încercării ei suicidale, intrând în Dunăre, bineînțeles că a fost salvată și e vizitată zilnic de directorul Adam Müller-Guttenbrunn, care o încurajează și o pune iar pe picioare. În memoriile ei, din Germania, Austria, Ungaria, America, a apărut la București cam în 1930 și ceva, scrie pe pagina 125 că Adam Müller-Guttenbrunn a fost omul acela căruia îi datorez eu cariera mea și care m-a sprijinit și m-a îmbărbătat întotdeauna. Bineînțeles, acest Teatru Raimund, care există și astăzi în Viena, a fost pe acțiuni și fiecare căuta să intervine referitor la programul pieselor. Însă Guttenbrunn a intenționat să inițieze un teatru după intenția lui Schiller, deci de a crea, de a promova o creație autohtonă în viziunea lui Schiller pentru a educa poporul. În fine, trebuie să se retragă de la teatru, dar peste câțiva ani, în 1898, creează un alt teatru, Kaiser Jubiläum Stadttheater, azi se numește Volksoper, deci opera populară, eșuând și de data aceasta, tocmai din această cauză, fiindcă oamenii influenți vreau să le influențeze privind stagiunea și piesele de teatru care au fost prezentate. Se retrage și se ocupă de ziaristică. Revine după 30 și ceva de ani în țară la Zebran și găsește o situație insuportabilă, și anume, din punct de vedere al politicii de la Budapesta, și în acest caz, el se întoarce la Viena și scrie
o carte străbătută de mânie și anume Amurgul idolilor, în care el se luptă contra politicii de deznaționalizare a minorităților din regatul maghiar. Scrie astfel mai multe romane din cauza că a devenit într-o situație precară cu datorii enorme. Și ce face un scriitor? Scrie romane și publică aceste romane care au avut mare succes. Și anume Clopotele Meleagului Natal, Împărat Milostiv, Împărat, da? De la Eugeniu la Iosefus și alte. În care, până la urma urmei, reușește să-și plătească datoriile și înființează Asociația Scriitorilor Austrieci de Limbă Germană. Încă din timpul cât a fost director la Raimund Theater, provenind dintr-un strat social foarte sărac, el a inițiat așa numitul Teatru pentru Tineret. Și anume, plasând spectacole sâmbătă după amiază pentru tineret cu prețuri foarte scăzute, care mai târziu a fost preluat de toate teatrele bar ale Vienei și acest teatru pentru tineret există și astăzi în Viena. După primul război mondial, Gutenbrunn a fost ales chiar în Parlamentul Austriei și prin scrierea sa, unde este locul Ungariei de Vest, deci Burgenlandul de astăzi, care conform păcii de la Paris Saint-Germain, a fost alipit Austriei. Dar după un an spune, domnule, eu sunt scriitor, locul meu de muncă nu este în Parlament, ci e la masă de scris. Scrie mai departe tot felul de opere și critici, publică peste 1000 de foiletoane culturale și în 1912, la 60 de ani, îi apare în ziarul Românul la Arad un articol semnat de dr. Horia Petrescu, în care îl prezintă pe scriitorul Müller Gutenbrunn cititorilor de limbă română. Universitatea din Viena îi conferă în 1922 rara diplomă de doctor honoris causa a Facultății de Filozofie. Iar în 1921, pe casa sa natală din Zebran, a fost pusă o placă comemorativă. Iar se bucură foarte mult, notând, citesc, preotul român din Chesinț, mai elogiat în fața casei părintești. Acesta a fost punctul culminant al festivității. Toată considerația mea pentru poporul român, care are astfel de oameni cu fire nobilă. Tot în același an, primarul municipiului Timișoara, dr. Cornel Grof Șoreanu, preschimbă splaiul Begheiului din Iosefin în strada Müller Gutenbrunn. Regele Ferdinand I al României îi distinge în 1922 medalia Benemerenti. Devine cetățean de onoare al Vienei, al comunei sale natale Zebran și al comunei Weidling la Klosternovo de astăzi. Moare în 5 ianuarie 1923 și este redat țărânei într-un mormânt onorific al orașului din Viena. Mai târziu, în 1923, Lucian Blaga scrie în revista Patrie, apreciându-l ca pe un mare prieten al românilor, un scriitor, citez, de seamă din Banat, care, ca nimeni altul, ne-a cunoscut rosturile și ne-a înfățișat în scrierile sale, totdeauna într-o lumină simpatică, arătând iubirea noastră de pământ și de cer, stăruința noastră, într-o de obiceiurile vechi, însușirile dârze ale sângelui nostru, care nu arare ori s-au descărcat în lupte politice ale bănățanului. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule profesor, și pentru datele inedite în legătură cu domnul Gutenbrunn și pentru interpretare.
Așuico, de la Belgrad.